După muncă și răsplată este exact ce au primit sportivele slătinene care fac parte din echipa de tenis de masă a României după obținerea celui de-al doilea titlu european. Recent, Klaus Iohannis a semnat decretul de decorare a antrenorului și sportivelor care au reprezentat cu brio țara în competiția din luna septembrie. În semn de apreciere pentru rezultatele importante obținute la campionatele europene de tenis de masă de la Nantes, Republica Franceză 2019, pentru dăruirea și spiritul de fair play prin care au promovat valorile sportului de performanță și imaginea României în lume, președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa a treia cu două barete domnului Filimon Viorel, antrenor, și Ordinul Meritul Sportiv clasa a treia sportivelor Ciobanu Irina, Diaconu Adina Mihaela, Dodean Monteiro Daniela, Samara Elizabeta și Soci Bernadette Sintia, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. O distinție primită cu emoție care le motivează pe slătinence. Ele și-au propus să fie din ce în ce mai bune, iar rezultatele să fie excepționale. Această distinție este una foarte specială pentru mine, mai ales că vine ziua în care am împlinit și 20 de ani. Vine ca un cadou și ca o răsplătire a întregii mele cariere, să zic, și până acum, a tuturor rezultatelor obținute la cadet junior, anul acesta și la tineret. Sunt foarte bucuroasă că domnul președinte ne recunoaște meritele. Plăcut de această distinție prezidențială, care reprezintă o coronare a muncii noastre de ani de zile, un amalgam de sentimente și emoții trăite la intensitate maximă, sacrificiul dus la extrem, determinarea fermă, atitudine și mentalitate de învingător. Într-un cuvânt, campion european. În această perioadă, cele două sportive legitimate la CSM Slatina sunt angrenate în Open-ul Poloniei.